Bă, stai sigur că vrei să mergem la dieter acasă? Nu știu. Bă, dar oricum deja suntem pe drum, gen, nu mai avem cum să dăm înapoi acum. Da, știu, dar... am zis că mergem și v-ați laudat atât, ai logică, trebuie să mergem acum, nu? Știu, dar parcă am ceva emoții așa, parcă simt că e ceva dubios. Da, parcă simțim că, nu știu, parcă e ceva neregulă cu chestia aia, nu? Da. Parcă nu mă atrage așa casa lui să merg, nu știu. Mă, ce stat ciudat, să-mi poa piciorul. Ok, guys, hai că mai avem puțin și ajungem. Mamă, frate, deja simt o... nu știu, frate, dar am așa un feeling de asta, așa foarte da, picuros. Da, și eu. Parcă... bă. Da, frate. Îți vedeți și pielea pe tine? Puțin, da. Da, frate, serios. E... dar și satul e ciudat, uite ce casă ciudat. Asta voiam să zic eu, frate, chiar e destul de ciudat, băi. Foarte ciudat. Am luat totul în spate, ia vezi. Avem luminile la noi? Da, avem luminile, camerele, baterii. Avem bateriile, avem totul. Sperăm să nu ne facă fițe camerele cum a fost și data trecută. Da, oricum internetul nu merge. Deci internetul nu merge acolo, frate. E ciudat, mai. În unele camere funcționează, în unele nu. Măcar de stătea pe căpestura principală și puteam să ajungem mai repede la el, dar așa da, la mijlocul pădurii, frate. Da. Foarte. Cred că mai avem puțin. Trebuie să intrăm pe drumul ăla de țară. Știu foarte sigur că era drumul nasc. Ia, dă și tu telefon la dieter și vezi ce pun pe unde ești, ce face. Ok, hai că sună. Dacă e gata. Dau pe difuzor? Da-i. Hai că... pe bune? Ne mai și răspune dacă e. Da. Eu zic să mergem în față la el și vedem exact. Vezi că nu prima... te-a rămas fără baterie la telefon, hai să nu fim așa de... a doua la stânga de sub aici și o să intrăm pe un drum foarte, prima, foarte prost. A doua. Nu, asta, oricum știe că venim, gen, era programată. Da, era programată treaba, dar bă, chiar așa, gen? Adică, măcar putea să-și încarce telefonul sau... aici? Aici, da, aici. Aici. Cred că pe aici, da, da. Ok. Da. Nu știu dacă e de la geam închis, dar e cald de rău de tot aici. Probabil sunt ceva emoții. Și de la asta, oricum afară, bă, dar tu vezi cum s-a nimerit, gen, vremea? E o vreme foarte ploioasă. Bă, am ajuns când la poartă și cred că ne așteaptă, că gen a lăsat... a lăsat porțile deschise. Da, sigur ne așteptă pe noi, nu? Da, da, da. Hai să mai încercăm o dată să sunăm, să vedem, poate ne răspunde. Dacă nu intrăm direct. Dacă nu intrăm direct și vedem ce naiba se întâmplă. Hai să nu fim chiar așa de paranoi. No shit. No, hai să ne panicăm, zic să intrăm. Și okay, vedem hai să, da, hai să intrăm, hai să intrăm, ce intrăm. Mai bine. Ok. Măcar trăiește? Da. Am văzut. Stai că ne descuie. Salut, de domnule! De ce stai acolo la închis și de ce ai telefonul închis? Că ne-am speriat. Bă, telefonul e la încărcat și lumina e stinsă pentru că e tot sus. Salut. Da, dar noi te-am sunat și n-am știut dacă ești acasă în primul rând. Da. Am parcat în curte, am intrat direct, era partea deschisă. Da, de-aia am lăsat-o deschis. Aici ești okay. Pregătit? Super. Noi suntem pregătiți. Bă, hai. Ce să okay. Băi, mi se pare că e cam întuneric aici. Da, mă, hai să... Dizer, n-ai și pe lumină în casă? Hai să aprindem o lumină. Gen, că deja m-ai luat așa prea tare. Da. Asta o să se încarce să facem din ce mai multă lumină. Hai, lumină, dacă e? Dacă vreți, mai ales pentru cameră, asta e tabloul pe care vorbește toată lumea. De ce l-ai pus acum? Acum l-am pus tot, acolo l-am luat tot de unul, l-am fișcat nimeni. Peter, dar de unde ai tabloul ăsta? Băi, aici de când e casa, habar n-am, știu că l-a primit tata de undeva, știm cu toții povestea, era că am căutat pe Google și de când am aflat, nu știu, oricum nu uitam niciodată, e prea, practic. Ne-am uitat despre povestea tabloului, dar prea am găsit așa de multe informații. Și părinții tăi de la ce cred că ar putea să fie? Bă, nu știu, îmi gândesc că avem tot felul de obiecte de astea dubioase, mai ales pe un pod din aceeași serie cu ăsta. Mai avem alte tablouri sus, unde iar se întâmplă într-o cameră multe lucruri dubioase, cu niște nimfe, ele, care ies într-un lac, îi mănâncă pe unii nenorociri de astea și vorbesc serios. Și
Mai aveți și un cap de ăsta de Nefertiti, ceva cu un poț mai mult de asta. De ce ții astea în casă, dacă știi că... Băi, au fost aici, am vrut să le scoatem și pe cum, nu știu, parcă s-a pus a nea planetele să nu le scoatem în casă. Dar pur și simplu nu le-am scos, nu le-am mișcat. Casă, okay. Sau, nu știu, voi uitați pe unde vreți voi. Chiar vezi să ne împrăștiem? Păi, ce mai ești mișto? Eu nu mă împrăștiem. Băi, general, se întâmplă chestiile de genul când... Știi, când ești singur. Sau, mă rog, un număr mai mic. Suntem puțin. Mai puțin de puțin. Eu zic, haideți să investigăm camera asta, pentru că este prima cameră din casă. Okay. Și după să ne despărțim și să investigăm și celelalte camere. Da, și mie, de-aia m-am întrerupt, nici nu știu ce ai zis. Da, nu știam dacă... Ce? Au doar eu. Mi s-a părut. Păi, dar, gen, poți să ne explici puțin, gen, ce s-a întâmplat, gen, care a fost cea mai creepy poveste din casa asta? Mamă, ce mai creepy, față, faceți drumul. Și acum, da, chiar aș vrea să-l fac. Bă, mă jur, dar azi... Bă, cred că cea mai nașpa poveste, a fost și scurt, dar a fost cea mai nașpa, clar. Zi, eram eu mai mic și eram cu mamă pe scări. Și la un dat am urcat pe scări. O să vedeți acum cum urcăm în sus, să facem dreapă așa un hol și fix când ne aveam să intrăm pe hol, nu știu, mergeam la mine în cameră sau ceva de zi, nu m-am cu cafea de nou, tavă cu cafea. Și când am intrat pe hol, amândoi... Vezi, eram cu tavă de cafea? Eram cu tavă de cafea, mama era cu tavă de cafea. Și fix când am intrat pe hol, am văzut amândoi efectiv o siluetă, dar înaltă, știi, gen avea vreo 2 metri, am văzut o siluetă neagră, da, gen perfect, on point, știi? Și gen... Mamă, i-am zbierat, zic, dai-mi un copil mic, i-am zbierat, a făcut tatea, ne-am dat în spate, a zis, mamă, ce ai, mă? Zic, n-ai văzut ce pata, dar nu știu, ia stai să ne treci, din va avea capul apoi pe hol și mai era nimic, am putat în toate case, dar era clar, din ca un om, știi, dar nu avea trăsături, era perfect negru, știi, nu doar siluete, din ca o umbră, doar că stătea în picioare, știi, și cam asta ar fi nașpa din cea mai nașpa. Bă, ce pot să vă zic eu e că eu am mai auzit povestea asta înainte și gen... Mi-a confirmat-o și mama lui și da, gen, da. Nu cred că are avea de ce să nimeni interdite pentru treaba asta. Da. Mama nu prea e cu camere. Și tu cum ea... poți să trăiești în casa asta, gen? Bă, sincer, asta gen, chiar sincer, n-am mai stat o lună și ceva acasă. Serios? Da, mă jur, nu, chiar n-am mai stat o lună. Wow. Mai poate atunci casa asta e neatinsă? Da. Pe acum am venit și eu cu jumătate. Ok, guys, eu zic, haideți să investigăm, ok? Urcăm? Hai mă sus, mă, hai că... Pezi. Vrei să urcăm? Eu zic să urcăm. Hai, ok, pot. Hai să urcăm. Bun, guys, eu zic să mergem, nu? Mamă. Hai, după tine. Da, după tine. E casa lui, nu? Hai, mă. Bă. Ok. Du-te, bă. Hai, mă, las-o. Tu ai fost? Sau chiar s-au zis? Să fii vede pe cameră, doar am mers. Păi, de ce am ciocănit? Pe, mă jur. Nu mai stă. Deci nu mai e absolut nimeni. Ok, haideți. Mamă, bă, mie chiar mi-e frică, la modul serios. Mișcat pe aici, s-a auzit din partea aia. Da, s-a auzit din partea aia. Drept în pod s-a auzit. Din pod s-a auzit? Din pod? Da, mă, că e podul fix. Și nu uit acolo în pod. Nu, mă, uitați pe acolo, ăla e podul. Oh my fucking god. Ăla e podul. Bă, here we go. Eu zic să nu ne ducem direct în pod. Bă, nu știu, frate, vrei să mergem direct în pod? Să investigăm aici, nu? Da. Bă, nu știu, dar nu vreau să merg în pod, bă, Dieter. Eu zic, hai mai bine să mergem la etajul ăsta. Genul, hai să vă arăt tablourile alea, ca să arătăm la tablourile la început. Hai să punem de jos în sus. Bă, hai să vă zic, deci locurile unde s-au întâmplat chestii nașpa. Okay. Deci am mereu sentiment super ciudat cu colțul ăsta, nu știu dacă e doar un balon acopat, dar mie îmi dă un sentiment aiurea. Și ăsta e holul pe care ziceam că s-a întâmplat faza aia cu silueta. Uite, eram fix aici. Știi, gen, veneam așa pe hol.
Și silueta era gen fix aici, dar pana mea aproape era până sus. Serios? Aici? Da, fix în locul ăsta unde stau eu, știi? Aici, în dreptul ușii astea. Dreptul ușii astea? Da, și gen mai e panoramă. Și aici ce oare ce e? Aici e din dressing. Ești sigur că e dressing? Da. Da, e doar un dressing. Astea... Bă, mi se pare că... Nu, astea gen să fie atent. Mi-am amintit și de astea. Da, mă, astea sunt... Gen astea sunt original. Habar n-am care faza cu el. Mă rog, ăsta e piano. Bă, da. Bă, asta ai lăsat becul aprins? Lasă-mă, că vreau să... Da, e becul aprins? Da, e becul aprins. Și vezi că e la cineva la baie? Nu mai e la baie. Hai, mă, că nu e nimeni ce ai. Nu, e, am uitat. Oare cine e... Bă! Ce? Mă, nu știu. Fă, dar de ce mă piai în mijlocul holului, gen? Bă, era la mine în cameră, știi? Și am Samsung afară, că n-am... Nu știu ce... O să încetesc, că e creepy. Nu știu ce dar am scris la pian. Ok. Parcă am așa, nu știu, un feeling de asta. Mega prost, Leo! Oh, gata! Mamă, se vede că suntem o echipă prea amatoare, serios, adică suntem prea amatori. Bă. Poți să vă zici și voi? Ok, piano, dar camera ce e? Bă, aici, hai să vă arăt. Ce e camera aia? Bă, aici e camera de tatăl meu. Asta e camera aia, nu? Asta e camera aia cu tablurile, nașpa, azi, pe partea a doua, știi? Okay, bă, uite, fii atent. Bă, nu știu, am fost decât o singură dată la tine acasă, dar mi-a cam ajuns. Bă, ultima oară când am fost aici, știi că chiar pe bune am auzit ceva, gen, am fost respirația spre aia. Astea două, iar, numai asta, nu, pe ăsta știu sigur despre el. Deci, fii atent, ăsta. Uite, încă are alea de muzeu pe ele. What the fuck? Da. Și gen poate să caută lumea dacă știți mai multe despre chestia asta, sau vreți să știți. Ce tare. Scrieți și voi în comentarii, că eu, mi se pare că despre asta n-am căutat. Oricum, care e ideea? Zice că sunt niște nimfe, gen ele, care gen, uite, dansează în jurul unui lac. Stai că nu văd ce e pe cameră. Se dansează în jurul unui lac și gen îi tărăsc pe unii și omoară și mănâncă și chestii. Da, așa se și numește zi. Ha, nu știu franceză, dar e ceva cu nimfe, dansul nimfelor, ceva de genul. Da. Ok. Se întrebam de tablou ăla, gen, dacă e, că văd că e românesc până una alta, știi? Bă, mai avem unul tot de la tipul ăla, e tot așa semnat. Gabriel Gheorghiu, 40. Bă, da, nu știu care e faza, mai e unul într-o cameră. Bă, și asta e pe bune, gen, uite, gen, chiar e pe bune, da, se vede original. E original, nu știu care e faza. Pe ăsta nu l-am dat niciodată, să vă spun. Bă, ce pana mea, mă, bă, ce pana mea, sau... L-ai piano, l-ai piano, l-ai piano, bă, l-ai piano, ăla a fost piano.